La noapte, vremea va deveni geroasă în Moldova, estul Transilvaniei și izolat în Muntenia și Dobrogea. Cerul va fi mai mult noros în regiunile sudice și pe arii restrânse va mai ninge slab. În restul teritoriului, înorările vor fi temporare și doar cu totul izolat va fulgui. În zonele joase de relief cu precădere în est și sud-est, local se va semna la ceață asociată cu depunere de chigiură. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului și trecător în sud-estul țării, precum și pe crestele montane, spulberând zăpada. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 20 și minus 2 grade. În capitală, vremea va fi deosebit de rece. Cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi condiții de fulguială. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de minus 9-7 grade. Mâine, în regiunile extracarpatice și în depresiunile Transilvaniei, vremea va fi deosebit de rece, local geroasă dimineața. Vor fi înorări accentuate în regiunile sudice, dar îndeosebi în Oltenia și izolat va mai ninge slab. În restul teritoriului, cerul va fi doar temporar noros. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe litoral și în delta Dunării. În zonele joase de relief, cu precădere în estul și sud-estul țării, local se va semna la ceață, asociată și cu depunere de chiciură. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 10 și 8 grade. În capitală, vremea va fi deosebit de rece. Cerul va fi temporar noros, vor fi condiții de fulguială, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de minus 6-4 grade. La munte, valorile termice diurne se vor situa în jurul celor climatologic specifice acestei perioade din an. În timp ce dimineața, dar mai ales noaptea, local va fi ger. Cerul va fi variabil cu unele înorări noaptea în zona Carpaților Oriental și Meridional, însă probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări temporare în munții Banatului. Pe văi și în depresiuni vor fi condiții de ceață asociată cu depunere și fulguieli.